Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Astăzi, cu bucurie, din Parcul Cetății din Sibiu, povestim împreună despre viața Sfinților Apostoli din cei 70, Sila, Crescent, Epenet și Andronic. Țineți minte că Mântuitorul Hristos cheamă pe cei 12 apostoli, dar pe lângă aceștia cheamă și pe aceștia, minunații aceștia, care sunt 70 de oameni care întăresc într-un fel sau altul viața duhovnicească a comunității. Am să vă citesc pe rând viețile lor. Sfântul Apostol Sila, propovăduind mai întâi însoțind pe Marele Apostol Pavel, când apostolii au statornicit că păgânii care vin la credință nu mai au trebuință de rânduielile legii celei vechi, scriind și o scrisoare pentru creștinii în Antiohia, atunci printre apostolii care au mers la Antiohia să ducă scrisoarea, s-a aflat și apostolul Sila, tot împreună cu apostolul Pavel a străbătut Siria și Cilicia, întărind biserica cu darul lui Dumnezeu. Mergând apoi în Derbe și în Listra, au luat de acolo pe Timotei și s-au dus în Macedonia la Filipii. Aici Pavel și Sila au fost prinși și închiși în temniță pentru propovăduirea lor, puși cu picioarele în butuci și au primit multe lovituri. Dar un cutremur a rupt încuietorile temniței, iar temnicerul, pădându-se de păgânătate, s-a botezat el și toată casa lui. S-au dus apoi la Amfiopol și în Tesalonic, de aici, urmăriți de iudei, Sila și Timotei s-au ascuns în Bereia, iar Pavel a mers la Atena, în Areopag și apoi în Corint. Deci mult a ostenit și l-a chemat și acolo pe Sila ca episcop al Corintului, ostenindu-se făcând multe minuni se stinge. Al doilea, Sfântul Apostol Silvan s-a ostenit împreună cu Sfinții Mari Apostol Petru și Pavel la propovăduirea cuvântului, ca amândoi apostolii pomenesc pe Silvan în scrisorile lor, la rândul ei tradiția spune că Sfântul Silvan a fost sfințit episcop al Tesalonicului și suferind multe pătimiri pentru bunăvestirea credinței s-a suit la Hristos, Zătătorul Curinilor. În timp numele lui va deveni Sfântul Silvan. Apoi Sfântul Apostol Crescent a fost un alt ucenic și ostenitor în propovăduire împreună cu Petru și Pavel, este amintit în Epistola către Galateni, în Galatea și în țări mai îndepărtate este trimis către misiune, mucenicește sub împărăția lui Traian. Apoi Sfântul Apostol Epenet, care este și el ucenic al Sfântului Apostol Pavel, este pomenit în Epistola către Roman, capitolul 16, versetul 5, ajunge episcop al Cartaginei. Și apoi Sfântul Apostol Andronic, unul dintre cei mai vestiți ucenici ai Sfântului Apostol Pavel, este pomenit și el tot în Epistola către Romani, ca unul care a suferit pentru credință, a fost sfințit episcop în Panonia, da, în Panonia, foarte aproape de noi, mărturisind odată în plus cât de mare și de puternic era propovăduirea veacului primar. Îi pomenim pe aceștia toți, dar de fapt pomenim și, iată, scaunele episcopale în care au fost așezați, Cartagina, Panonia, Corint. Într-un fel sau altul, ei devenind astfel rădăcina credinței pentru comunități întregi și din acele comunități către populația de astăzi, care, să știți, cu Evlavie îi privește ca pe întemeitorii credinței lor. Mâine este o nouă zi.